am făcut? Dominte Gabriel, 6,60-5,80. Ui, mai deșteptă ai ca familie. Elevii care nu au fost mulțumiți de notele obținute la evaluarea națională au decis să conteste rezultatele. Tu ce notă ai luat? 7,70 la român și 4,5 la mare. Și la câte așteptai? Un 8,50 la român. Și la matematică? Aia, măcar un 5. Să înțeleg că ești nemulțumit? Da, fac contestație. Faci contestație? Crezi că vei obține o notă mai mare? Da. Tu cum te-ai descurcat? Binișor. Mici. Ce note ai luat? 5 la mate și 6,20 la română. O să te pun contestație la mate. Faci contestație? Da. Dar ce notă te-ar mulțumi pe tine? 5,50, 6. Au fost depuse un număr de 309 contestații, 177 la limba română și 132 la matematică. Rezultatele contestațiilor arată că nu s-au făcut greșeli majore în evaluarea lucrărilor. Au fost lucrări care în urma contestației au fost punctate în plus. Au fost lucrări care în urma contestației au fost punctate în minus, dar s-au încadrat în marja de admisă de regulamentele și metodologiile de desfășurare a examenelor. Potrivit conducerea Inspectoratului Școlar Județean, după reevaluarea lucrărilor, procentul de promovabilitate inițial nu a fost modificat decât cu câteva procente nesemnificative.